Bună ziua, bun găsit la De Gardă. Discutăm astăzi despre flebologie, specialitatea medicală care se ocupă cu tratarea bolilor venoase. În cazul acestora, intervenția chirurgicală este singura metodă de tratament. În peste 98% din cazuri, boala se moștenește, iar netratate, aceste afecțiuni pot provoca tulburări cardiace și hepatice. Suprimarea varicilor previne apariția complicațiilor cutanate, inclusiv a ulcerului de gambă. Flebologia este o ramură a medicinei care se ocupă cu diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor sistemului venos. Tehnicile de diagnosticare folosite includ istoricul medical al pacientului, examinarea medicală, tehnicile de vizualizare a venelor și anumite teste specifice de laborator. Când vă doare piciorul stâng? Mă doare mai tot timpul. Dimineața când vă treziți, mai e durere? Mai sau puțin, seara? Mai puțin. Dimineața, seara mai mult. Se și umflă piciorul? Foarte puțin se umflă. Dar e o senzație de greutate și senzație că se umflă. Senzație permanentă de neliniște în picior. Da, da, da. Ați constatat de acum 2 ani că aveți o problemă la gambă. Da. Care se accentuează, durerea aceasta se accentuează mai mult pe zi ce trece. Da. Și mai ales durerea apare seara. Venele reprezintă o componentă majoră a sistemului sanguin, permițând întoarcerea sângelui dinspre periferie către plămâni și ficat pentru oxigenare și detoxifiere. Împiedicarea acestei funcții în cazul unei boli venoase va avea atât urmări locale, cât și consecințe generale asupra întregului organism. Acum mai facem o ecografie Doppler ca să stabilim exact diagnosticul, și anume examinăm pachetul vascular femoral, dacă e o componentă arterială sau nu. Vedem că fluxul arterial este normal, este trifazic, este normal augmentat. Mergem un pic acum pe vena femurală comună și cerem pacientului să tragă adânc aer în piept. La manevra de compresie a gambei vedem o augmentare normală a fluxului și o revenire a sângelui, revenirea fluxului după relaxarea musculaturii gambei. Asta înseamnă că avem un defect de valvă proximal de juncțiunea safeno-femurală. Și vedem foarte frumos refluxul sângelui din sistemul profund în sistemul superficial. Din cauza faptului că sângele venos nu poate fi drenat corespunzător și stagnează în aceste vene, cu timpul apar simptome supărătoare ca durere, senzație de greutate, umflarea gambelor și chiar modificări ale pielii ca roșiața, inflamație, mergând până la ulcerul varicos. Rana care nu se vindecă niciodată dacă nu se iau măsuri de tratament. Una din cauzele cele mai frecvente este inflamația și leziunile valvei, care determină un proces de degradare a peretelui venos. Vena se lărgește, cum observăm aici, diametrul venei este destul de crescut și anume avem 7 mm, în condiția în care o venă safenă ar trebui să aibă până în 5 mm. Deci avem un diametru crescut, dar mai important decât diametru avem modificarea fluxului. Boala niciodată nu apare decât la nivelul membrelor și anume, mai ales în partea distală, la nivelul gambei. Ea nu apare pe mâini. Deci e foarte importantă presiunea hidrostatică determinată de gravitație. De obicei, după un stat prelungit, foarte, foarte prelungit în picioare, apare un mic depozit inflamator aici, la nivelul valvei. Acel depozit, acele leucocite intră în acțiune cu peretele venos, valva se distruge și urmează trecerea sângelui din sistemul profund în sistemul superficial. Contribuie de asemenea foarte mult și presiunea de stres, adică noi în momentul în care mergem se creează o presiune puternică de 200 de milimetri coloane de mercur. Această presiune trimite sângele spre inimă, deci circulația venoasă este o circulație unidirecționată. Acest lucru este posibil numai datorită valvelor.
pe de o parte, deci avem o creștere a presiunii, urmează niște fenomene biochimice, modificări biochimice la nivelul peretelui venos, degradarea fibrelor de colagen, de elastină și celulele musculare care au rolul de a contracta peretele venos. Alți factori ce pot contribui la apariția insuficienței venoase sunt stilul de viață sedentar, alimentația, precum și anumite condiții particulare, cum ar fi sarcina, profesiile ce presupun ortostatism prelungit, traumatismele locale și, bineînțeles, obezitatea. În cazul acestei paciente, recomandarea noastră este de a face un tratament minim invaziv, endovenos, cu radiofrecvență. Ceea ce presupune introducerea, și noi explicăm de fiecare dată pacientului în ce constă, adică se introduce un cateter prin această venă, se poziționează vârful cateterului în juncțiunea sa fenofemorală 2 cm, în acest fel se păstrează toate venele colaterale, venele safene, accesorii, le vedem aici foarte mici, dar destul de importante în drenajul circulației venoasele membrului pelvin. După poziționarea acestui cateter, urmează o injectare a compartimentului safen. Vedem că vena safenei se află într-o dedublare un pic a fasciei musculare. Practic, ea este între sistemul superficial și sistemul profund. Și după această injectare se activează cateterul. Cateterul care emite niște unde de înaltă frecvență, undele acelea pun în vibrație atomii din colagenul peretelui venos. După terminarea acelei emiteri de unde, atomii nu-și mai regăsesc poziția în structura moleculară și, practic, se denaturează acea proteină numită colagen, foarte importantă. Ea se contractă, organismul după un timp nu mai recunoaște ca proteină proprie și este rezorbit în decurs de 3-6 luni. Pacientul după această procedură poartă ciorapul elastic compresiv și poate să-și rea și a doua zi activitatea zilnică. Discutăm chiar acum la Degardă despre acest subiect cu domnul dr. Toni Feodor, medic primar, chirurgie generală, doctorand în medicină, specializare flebologie. Bună ziua, bine ați venit la Degardă! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnule doctor, practic, ce este o boală venoasă cronică? Afecțiuni cu care tot mai multe persoane se întâlnesc. Până acum, se folosea termenul de boală varicoasă, varice hidrostatice, ceea ce presupunea doar o definiție anatomică și se referea la dilatațiile acelea saculare ale unei vene superficiale însoțite de aspectul tortuos al venei respective. De curând s-a înlocuit acest termen cu un termen care are la bază modificările funcționale. Boală venoasă cronică presupune un cortegiu de simptome și semne care au numitor comun hiperpresiunea venoasă. Practică, care sunt simptomele pacientului? Când ar trebui să se prezinte la medic? Vedeți, boala este foarte frecventă în populație. Toate studiile care le s-au făcut pentru a determina prevalența și incidența acestei boli în rândul populației au văzut că este foarte frecventă. Sunt importante aceste studii epidemiologice ca să putem să dozăm, eu știu, resursele financiare ale unui stat, unui sistem de sănătate, da, în vederea tratamentului acestei boli. La început apare o senzație spre seară, după un ortostatism prelungit, o senzație neplăcută, o senzație de umflare a picioarelor. Ulterior apar crampe musculare nocturne. Aceste crampe trebuie să pună un pic pe gânduri pacientul și nu să se autotrateze, ci să se prezinte la un consult, chiar la medicul de familie sau la flebologie. Ulterior, după apariția semnelor de data aceasta a unei vene dilatații, a umflăturii picioarelor, apar și alte semne, alte simptome. Pruritus, spre exemplu, este o simptomatologie frecventă în flebologie și, bineînțeles, durerea. E o durere surdă, e o durere viscerală în boala venoasă cronică. O senzație neplăcută permanentă a picioarelor.
De asemenea, durerea poasă însoțește toate stadiile bolii venoase cronice și când la apariția ulcerului este permanentă. Cât de frecventă este această afecțiune în rândul populației? Putem discuta despre cifre? Toate studiile care s-au făcut arată o frecvență foarte mare, mergând până la 88% din populație. Dar, vedeți, acum, dacă luăm în considerare toate semnele și simptomele, ajungem la 88%. Însă nu toată lumea este bolnavă. Cei care au nevoie efective de tratament cifrele arată în jur de 30% din populație. Adică, începând de la stadiul de vene varicoase, C2. Important, bineînțeles, este să le prevenim, să nu ajungem la faza aceasta de intervenție chirurgicală. Cu siguranță, dar care sunt cauzele bolilor venoase? Așa cum ați arătat și în acest material foarte frumos prezentat, noi moștenim un bagaj genetic, avem o substanță noi care se numește colagen, deci un defect de colagen poate fi o cauză acestui, dar pe fondul acesta de ortostatism, adică de presiune crescută, și atunci acești doi factori, defectul de colagen, presiune hidrostatică la nivelul venelor, determină niște modificări biologice, o cascadă biochimică care duce la alterarea peretelui venos și la apariția acestor vene. Acest fapt conduce la dezorganizarea și rolul venei de întoarcere venoasă, de întoarcerea sângelui încărcat cu metaboliți, și vena se dilată, se întreține acest cerc vicios. Prin urmare, sunt două componente. Una, defectul de colagen, inflamația la nivelul valvei și presiunea hidrostatică. Așadar, afecțiunea este moștenită, însă simptomele apar după o anumită vârstă. Afecțiunea, nu putem să spunem, există un determinism genetic, da. Și chiar s-a determinat gene care conduc la apariția venelor varicoase în frecvente în boala venoasă cronică, dar pe fondul acesta genetic apar factori determinanți. Presiunea hidrostatică, presiunea ambulatorie, venoasă ambulatorie crescută. Există și studii din acestea genetice longitudinale care arată foarte clar că dacă mama și tata au vene varicoase, au boală venoasă cronică, șansa ca descendenții să fie foarte mare, mergând până la sexul feminin la 90%, la sexul masculin de 50%. Ce condiții, ce obiceiuri din viața de zi cu zi, din viața profesională, pot agrava afecțiunea? Eu știu, statul la birou, lucrul în companii de dimineața până seara? Toate condițiile care predispun la o creștere a presiunii venoase cronice. Și aici ortostatismul prelungit. Dacă stăm într-un loc mult timp, evident, șansa ca o leziune de venă, o leziune de valvă să se întâmple e foarte mare. Apoi, sedentarism, bineînțeles, dacă stăm numai pe scaun, musculatura care contribuie foarte mult la întoarcerea venoasă nu mai intră în acțiune, stagnează sângele, apare leziune la nivelul valvei, ulterior cascada biochimică determină modificări la nivelul peretelui venos și apariția aduce la determinarea bolii. De asemenea, sarcină, obezitatea este o altă cauză, dar nu obezitatea în sine, cât pe fondul unui determinism genetic și pe formul unei sedentarism frecvent în obezitate, boala este mult mai severă. Adică trecem stadiile avansate ale bolii, cu lipodermatoscleroză, cu insuficiență limfatică de data asta, cu edeme foarte mare ale gambelor, mergând până la ulcere. Pacienții cu boală venoasă cronică obezi fac foarte ușor ulcere de gambă. De asemenea, sarcină, iar este un sarcină multiple, repetate, pentru că venele au acești receptori pentru progesteron. De aceea, recomandarea noastră e ca la primele semne de sarcină să se poarte acest ciorap, să se îmbunătățească condiția hemodinamică la nivelul picioarelor. Este o boală care evoluează rapid? Este o boală cronică. Ea, vedeți, evolutivă.
uneori evoluează foarte repede, adică da. De la apariția primelor semne până la ulcer poate să fie un an, doi. Alte ori evoluează lent. Dacă este un pacient activ, dacă e un pacient care îi place să meargă foarte mult pe jos, boala evoluează lent pentru că musculatura gambieră compensează creșterea acestei presiuni venoase mari și pacientul ajunge târziu în stadiile avansate. De obicei, când devine, hai să spunem așa, mai puțin activ, spre vârsta a treia, așa, când crește foarte mult frecvența apariției ulcerului de grambă, până, vedeți, până la 5% din populație, după 65 de ani, au acest ulcer de grambă. Cauza cea mai frecventă a ulcerului de grambă este venoasă. Aș vrea să ne vorbiți și despre mecanismele de progresie a bolii venoase cronice, să înțeleg că sunt 6 stadii ale acesteia. 5. De fapt, vedeți, înțelegerea acestei boli a determinat să mai există și încă un stadiu, stadiul de C0, adică clinic nu vedem nimic, dar pacientul se plânge foarte mult de durere de picioare. Desconfort, și atunci da. Noi nu avem niciun semn de boală, însă pacientul are simptomatologie și atunci l-am denumit faza de C0. Este o realitate clinică și era nevoie de această fază. Deci unul este când apar acele vene foarte fine, le numim telangiectazii și vene reticulare, care dau acea simptomatologie. De obicei, faza de C1 apar frecvent după sarcini multiple, dar nu neapărat, pe fața laterală și posterioară a coapselor, unde au un efect cosmetic la început, dar pot deveni simptomatice și ele se pot, apare senzație de arsură. Foarte mulți pacienți vin și spun, am probleme cu circulația, simt cum se sparg venele. Efectiv, aceasta este și probabil senzația de că se sparg unele. Aceasta este faza de C1, deci de telangiectazii, de vene sparte. Faza de C2, apariția venelor tortuoase, venelor dilatate, când deja avem leziune de valvă, avem reflux într-un sistem venos safenian, de cele mai multe ori, progresia bolii de aici până în următoarele stadii, stadiul de C3, când apare edemul. Deja vorbim că vena nu își mai îndeplinește funcția de drenaj al sângelui și apare o stază a lichidelor în gambă. Aceasta determină umflarea piciorului, care inițial, în prima fază, apare doar spre seară. Spre seară nu mai încape pantof un picior în pantof, da. Și spre dimineața e bine. Schimbarea culorii pielii? Schimbarea culorii pielii apare în faza de C4, când avem deja pigmentare, o trecere a hematiilor în derm și aici degradarea hemoglobinei determină acea pigmentație ocră, dermatita ocră de stază, apare lipodermatoscleroză, care e o fază preulceroasă. Faza preulceroasă trebuie, e o urgență deja chirurgicală, trebuie neapărat operat. Între aceste faze, de obicei, pacientul dă cu tot felul de creme pe picioare, apare eczema foarte ușor, fac acest pacient cu boală venoasă cronică, foarte ușor fac eczeme și alergii la diverse medicamente topice. Deci nu este indicat să le folosească, să folosească diferite produse. Vedeți, modificările acestea tegumentare determină fiecare pacient să-și administreze câte ceva. Cel mai simplu e vaselina, adică are nevoie de o piele mai hidratată, dar nu trebuie să pună, diverse medicamente, diverse topice, mai ales cele care nu sunt testate, sigur, farmacologic. Sigur, și doar după sfatul și după consultul medicului. Chiar și acelea testate, farmacologic, pot da reacții alergice foarte ușor la acești pacienți. Mani Channel și Clinica Academica vin în atenția telespectatorilor cu un cadou. Primele 5 telespectatoare Mani Channel care vor suna la dispeceratul Academica, telefon 2021202, pot primi o consultație de flebologie la domnul dr. Toni Feodor, medic primar, chirurgie generală, doctorand în medicină, specializare flebologie. Așa că așteptăm să sunați pentru a vă bucura de acest premiu. Noi revenim la De Gardă după câteva minute de publicitate.
Revelion de la 299 euro de persoană? Da! Cu paralela 45. Paris, Lisabona, Atena, Mauritius, Moscova și multe altele sunt destinații pregătite să te primească la petrecerea de Revelion. 2014 începe mai bine cu paralela 45. O lume într-o singură agenție. În istoria omenirii a existat mereu un curent subteran de gândire transmis printr-un lanț neîntrerupt de inițiați. În premieră, România Liberă vă dezvăluie aceste comori ascunse printr-o colecție de 6 volume de excepție. Miercuri, 9 octombrie, Cartea Templierii, o societate secretă din Evul Mediu, la un preț special de doar 10 lei, carte și ziar. Ofertă disponibilă la toate chioșcurile de difuzare a presei, doar împreună cu ziarul România Liberă. Urmează miercuri, 16 octombrie, Cartea Numerele și Puterea lor Ocultă. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. De politica lor depinde viața noastră. Fruntașii partidelor sunt invitați la Cafeneaua Politică într-o dezbatere obiectivă și echilibrată a subiectelor aflate la ordinea zilei pentru o perspectivă corectă asupra societății românești. Cafeneaua Politică, o emisiune care își propune să nu înjure pe nimeni, să nu țipe la nimeni și să discute civilizat despre tot ce se întâmplă pe scena politică. Cafeneaua Politică, de luni până joi, de la ora 22. Peste 50.000 de hectare de teren arabil, peste 300.000 de tone de cereale și plante tehnice, producția anuală considerată cea mai mare exploatație agricolă din Europa. Insula Mare a Brăilei îți aduce cei mai iscusiți fermieri și tehnologie de vârf. Învață cum să faci performanță în agricultură. Săptămâna poate fi de multe feluri. De muncă, de business, culturală, sportivă, dar neapărat trebuie să fie și turistică. Destinații de vacanță, reportaje inedite de atitudine, știri din turism, tot ce te îndeamnă să pleci în vacanță este all inclusive în săptămâna turistică. Sunt Iulia Mladin și îmi place să descoper locuri frumoase. Money Channel și Clinica Academica vin în atenția telespectatorilor cu un cadou. Primele 5 telespectatoare Money Channel care vor suna la dispeceratul Academica, telefon 2021202, pot primi o consultație de flebologie la domnul dr. Toni Feodor, medic primar, chirurgie generală, doctorand în medicină, specializare flebologie. Așteptăm să sunați pentru a vă bucura de acest premiu. Domnule doctor, aș dori să discutăm în cele ce urmează despre tratamentul în cazul bolilor venoase cronice. Pe ce direcții merge acesta? Să știți că și bărbații au nevoie de consultație de flebologie, mai ales că unele studii au demonstrat că boala e mult mai frecventă la bărbați, atunci, dar nu și acordă... cu siguranță așteptăm ca și bărbații să sune. Tratamentul, după ce s-a stabilit foarte corect și diagnosticul, în care diagnosticul important este cel ecografic, care ne arată nu numai anatomia, ci și funcționalitatea a venei respective. Tratamentul pentru toate stadiile, începând de la C2 până la C6 a bolii venoase cronice, recomandarea golden standard, ca să spunem așa, este tratament mini-invaziv. Pentru că ceea ce vedem noi aici nu este un tratament mini-invaziv? Este un tratament mini-invaziv, este un tratament prin ablație cu radiofrecvență. Vedeți aici un cateter care are 7 cm lungime. Acesta se introduce până la juncțiunea safeno-femorală printr-o puncție venoasă. Tratament pe care l-ați recomandat și doamnei în materialul pe care l-am urmărit, da? Aici se poziționează la 2 cm de juncțiune dintre vena profundă, vena femorală și vena safenă. Vedeți, se păstrează o venă care vine din epigastru, o venă abdominală. Acest cateter este izolat cu substanță, cu ser și cu xilină. Urmează ca el activat, eliberează niște unde de înalte frecvențe. Undele acelea pun în mișcare
atomii din colagenul peretelui venos, care odată ce și-au pus în mișcare, nu se mai regăsesc în acelea poziții, imaginați-vă molecula de colagen, o moleculă foarte mare, și atunci el se contractă, colagenul se contractă, vena se închide, urmează rezorția venei în timp, în acest fel se corectează practic hemodinamica, întreaga circulație a sângelui. Practic se închide o venă. E foarte important ca această venă să fie închisă atunci când este bolnavă și nu oricum, pentru că e o venă importantă, însă noi păstrăm toate celelalte căi de drenaj accesorii. Tratamentul presupune doar o internare de câteva ore. Practic, pacientul după această intervenție pleacă acasă pe picioare. Da. Recuperarea este foarte rapidă, durerile practic sunt minime, inexistente. Singura neplăcere după această operație este purtatul unui ciorap de câteva săptămâni. Bineînțeles, în funcție de caz. Ce preț are un astfel de tratament? Vedeți, device-urile acestea sunt de unică folosință, sunt destul de scumpe și de aceasta prețul ajunge până la 5.000 de lei. Până la 5.000 de lei. Ce ne puteți spune despre scleroterapie? Scleroterapie este o modalitate de tratament foarte importantă în boala venoasă cronică și practic care a revoluționat tratamentul acestei boli. Pentru faza de C1, când avem telangiectazii, vene reticulare, este practic singura metodă de tratament. Ea se adresează în special acestor pacienți, deci telangiectazii cu vene sparte. Rezultatele sunt foarte bune. După scleroterapie se mai poate folosi de completare laserul de suprafață. Atunci când avem și o venă perforantă care alimentează aceste telangiectazii, rezultatele sunt foarte bune și recidiva este foarte mică. Când leziunile sunt difuze, există și factori predispozanți, atunci e nevoie de mai multe ședințe și de urmărire îndelungată ca să reușim să tratăm efectiv complet și definitiv aceste telangiectazii. Laser sau văd eu aici radiofrecvență? Da, radiofrecvența și laserul endovenos se folosesc pentru faza de C2, deci faza de varice, faza de insuficiență venoasă de la C3, de edem, de lipodermatoscleroză, de edem, de ulcer, față de laser. Acum, laserul acționează ambele metode, acționează prin efect termic. Laserul predominant acționează prin efect termic. Deci, coagularea aceasta a proteinelor se face la 700 de grade, vena este închisă prin același mecanism de distrugere a colagenului, de contracție a colagenului, însă sunt mai multe dureri postoperatorii și de aceea preferăm acest tratament cu radiofrecvență, unde sunt durere practic minime, nu sunt echimoze, nu sunt vânătăi postoperatorii. Ce prețuri au aceste tratamente? De exemplu, tratamentul cu laser. Este la același, cam la același preț. 5.000 de ron. Da. Și dacă vorbim despre scleroterapie? Scleroterapia este, evident, mult mai ieftină, de la 100 de ron până la, în funcție de complexitatea cazului, ajunge până la 2.000. Așadar, avantajele acestor tipuri de tratamente sunt complete? Pacientul nu mai are aceleași simptome după aplicarea tratamentelor? Este perfect vindecat? Tratamentul, în primul rând, se adresează simptomatologiei, adică trebuie să cupăm simptomatologie, pacientul trebuie să se simte bine sau cel puțin mai bine ca înainte, depinde de faza în care se operează. Apoi se adresează limitării progresiei bolii. Noi cu acest tratament trebuie să oprim, să stopăm cât de cât evoluția bolii. Apoi se adresează prevenirii complicațiilor. Boala are două complicații severe, tromboza, asta presupune formarea de cheaguri. Cheagurile acestea pot ajunge în sistemul venos profund și de aici foarte ușor în plămâni. Deci pot ajunge și la embolie pulmonară. Și a doua complicație este hemoragie. Hemoragia de obicei apare la vârste mai înaintate, după 65 de ani. Și atunci, pacientul atunci mai ia un anticoagulant, are și o boală mai severă, are un pic de prurit, sângerează destul de ușor. Deci,
tratamentul se adresează și prevenția acestor complicații. Există posibilitatea de reapariție a bolii venoase cronice după tratament? Este o boală recidivantă, să știți, și lupta noastră e de a înțelege toate mecanismele fiziopatologice care se întâmplă în boala aceasta și o luptă permanentă cu recidiva. De la 80% cât era recidiva la 10 ani după tratamentele clasice, s-a ajuns acum la o recidivă sub 15% la 5 ani. Vedeți, un progres, într-adevăr. Da. Vedeți, este un progres foarte important, dar asta pe baza unui diagnostic foarte corect și unui tratament minim invaziv. Există și un tratament recidivă? Sigur că da. Vedeți, recidiva este mult mai simptomatică decât boala primară. Dacă a apărut recidiva, depinde și de forma recidivei, trebuie tratată obligatoriu. În funcție de forma anatomică, așa, preferăm fie spumă, fie laser și câteva mici flebectomii. Vena se scoate în cazul ăsta. Care sunt cele mai importante sfaturi pe care le oferiți în prevenția bolii, dar și în evoluția acesteia în cazul în care apare? Foarte importantă este mișcarea. Atunci când mergem, presiunea scade de la 90 de milimetri coloană de mercur până la 10-12 milimetri de coloană de mercur. Așadar, mersul pe jos, sportul previne creșterea presiunii venoase și previne apariția sau progresia acestei boli. Dintre sporturile pe care le recomandăm afară de jogging, de ciclism în not, dansul iar este o metodă de a scădea presiunea venoasă. De evitat pentru cei care au boală venoasă sunt sporturile acestea care presupun sărituri, basketul, voleiul, pentru că acestea duc la traume repetate ale valvelor sistemului venos. Și în cazul în care boala s-a instalat deja, aceleași măsuri de precauție sau, bineînțeles, că adăugăm? Dacă boala s-a instalat, pe lângă această schimbare a stilului de viață, recomandăm purtarea unor ciorapi de compresie elastică. În ceea ce privește metodele de tratament, ne ridicăm la standardele care există în clinicile din spitalele din străinătate sau se bucură ele și de alte metode de tratament? Este deja o metodă, haideți să spunem, intrată în circuitul foarte multor clinici. Deci se bazează pe niște evidențe medicale și pe recomandările unor ghiduri internaționale de practică medicală. Adică ghidul american de practică medicală în flebologie recomandă ca primă intenție de tratament ablația cu radiofrecvență. Vedeți, această decizie se bazează pe niște studii clinice foarte aprofundate în ceea ce privește rezultatele și complicațiile acestei boli. Suntem la standardul de aur în tratamentul acestei boli, adică diagnosticul foarte corect și tratamentul mini-invaziv. Așadar, românii pot rămâne în țară pentru a se trata complete de această afecțiune? Sigur că da. Știu că recent a fost organizat Congresul Internațional de Flebologie la Boston, acum în anul 2013. Care ar fi noutățile și tendințele în domeniu? Da, este un congres care se organizează o dată la 2 ani. Bineînțeles, se adună somități și specialiști în această boală. Sunt lucruri interesante, foarte interesante. Despre exemplu, dacă pacientul a venit într-o fază incipientă de boală venoasă cronică și se încearcă păstrarea acestei vene și nu distrugerea, și se intră cu un cateter, este o valvuloplastie internă și cu o cameră video, practic, prin această venă, se ajunge la valva respectivă și se întărește se dau câteva pulsuri de laser și acea venă își recapătă tonicitatea și funcționalitatea. Da. O a doua problemă deja folosită în unele clinici este tratamentul trombozei venoase profunde. Tromboza venoasă profundă este o boală, să știți, foarte gravă, de multe ori se ajunge la embolie pulmonară, dar după faza aceasta de tromboză, practic toată viața trebuie
să-ți iei un tratament anticoagulant, să porți un ciorap ca să nu dezvolți un sindrom post-trombotic. E, acum s-a ajuns la ca această tromboză, acest sindrom post-trombotic să fie prevenit prin un tratament mini-invaziv. Se lizează cheagul prin niște unde, șocuri cu unde și cu tromboliză. Sunt alte date foarte importante, spre exemplu, în limfedem, până acum pacienții nu beneficiau decât de drenaj manual. Limfedemul iar este o sechelă după tratamentele chirurgicale oncologice în care se scot foarte mulți ganglioni, iar circulația limfatică este afectată. Practic, este o boală de o infirmitate severă. Pacientul, fie la nivelul membrului superior, fie la nivelul piciorului, dezvoltă un picior de elefant, îi spunem noi, un elefantiasis. Până acum nu exista decât o compresie, niște bandaje. Acum s-au apărut, datorită microchirurgiei, adică o chirurgie sub microscop, ca acele vase limfatice care au de dimensiunea micronilor să fie anastomozate, să fie cusute la o venă competentă și în felul acesta să se rezolve cazul care era de o infirmitate severă, vă spun. Așadar, acestea ar fi principalele tendințe prezentate la Congresul Internațional de Flebologie din Statele Unite. Afectează într-un fel masajul pe care îl aplicăm în această boală? Ar trebui să ne ferim de diferitele tipuri de masaj? Da, în special de un masaj foarte dur. Masajul la nivelul meu trebuie să fie blând, pentru că toate simptomele și semnele apar datorită unei îngreunări în circulația limfatică. Vasele limfatice nu se văd, ele sunt foarte fine și se pot traumatiza după un masaj dur. Masajul la nivelul membrelor trebuie să fie unul blând. Cum explicați faptul că tot mai mulți tineri sunt afectați de această boală? Văd tot mai des persoane extrem de tinere care se plâng că le dor picioarele, că au această senzație de picioare grele sau chiar că descoperă la nivel fizic tot felul de semne și vase de sânge. Pe de o parte sedentarismul, pe de o parte stilul de viață, alimentația. Vedeți, în Australia, când au făcut acele studii, era o prevalență foarte mare, de 60-70% în rândul populației. Dacă ne-au ajuns la băștinași, acestea aveau 2%. Dacă acești ajungeau la un stil de viață, să spunem așa, normal în orașe, dezvoltau pe parcurs. Deci stilul de viață are o mare importanță în dezvoltarea acestei boli. Mișcare, mâncare sănătoasă, alimentație cât mai bogată în fibre, cât mai bogată în vitamine, fructe și legume proaspete, să știți, previn apariția și progresia acestei boli. Dar cum afectează boala stilul de viață al pacientului, mediul social în care activează profesional? Este permanent o senzație de durere, o senzație neplăcută. Limitează foarte mult activitatea. Dacă un pacient influențează starea? Sigur că da, dacă un pacient nu se tratează, acesta ajunge spre seară să nu mai poată face nimic, să stea cu picioarele în sus, abia să ajungă acasă. Deci, iată, calitatea vieții este foarte sever afectată în această boală. Money Channel și Clinica Academica vin în atenția telespectatorilor cu un cadou. Primii 5 telespectatori Money Channel care vor suna la dispeceratul Academica, telefon 2021-202, pot primi o consultație de flebologie la domnul dr. Toni Feodor, medic primar, chirurgie generală, doctorant în medicină. Așteptăm să sunați pentru a vă bucura de acest premiu. Revenim la Tegardă cu discuția după publicitate. Business Center închiriază birouri în centrul Bucureștiului, la 3 minute de mers de Piața Unirii. Clădire nouă, spații utilate modern, acces la internet, recepție, pază și parcare. Tot ce ai nevoie găsești într-un imobil spectaculos, care dă stil afacerii tale.
Suprafața minimă închiriabilă este de 60 de metri pătrați. Prețuri de la 10 euro metru pătrat lunar, iar tarifele includ chiria, utilitățile și mentenanța spațiilor comune. Fă afaceri în oraș. Mută-ți birourile la Fenicia Business Center. Pentru detalii și contact intră pe www.fenicia.ro și la telefon 0742 224 534. Se întâmplă zeci de evenimente. Pe cele mai importante, noi vi le punem în agenda. Vă aștept de luni până vineri într-o ținută obligatorie business, iar în weekend ne revedem așa cum v-am obișnuit la întâlnirea noastră 100% fashion. Oamenii de afaceri au nevoie de știri corecte, clare și analizate de specialiști la rece sau la cald. Dar oamenii de afaceri au drepturi. Și la opinia lor. Pot vorbi liber despre problemele lor, despre ideile lor, dar și despre ce așteptări au de la autoritățile statului. Prețuri, afaceri și pasiunea ale oamenilor de business sunt prezente în Newsline de luni până vineri, iar în imobiliare, investițiile, informațiile și sfaturile la The Money Channel sunt clare. România are peste 500.000 de IMM-uri. La Money Channel vă aducem zilnic un model de business sub lumina reflectoarelor. Mâine poate fi al dumneavoastră. Duminică la prânz, Horia Alexandrescu renunță la politică și colindă România. Viața la țară, istoricul locului, problemele mediului rural și plăcerea de a trăi departe de nebunia marilor orașe sunt subiectele discutate în Poiana lui Iocan. Duminică, ora 12, la Money Channel. Money Channel și Clinica Academica vin în atenția telespectatorilor cu un cadou. Primii 5 telespectatori Money Channel care vor suna la dispeceratul Academica telefon 2021202 pot primi o consultație de flebologie la domnul dr. Toni Feodor, medic primar, chirurgie generală, doctorand în medicină, specializare flebologie. Domnule doctor, ce medici sunt implicați în diagnosticarea bolii, practică, cărui specialist ar trebui să se adreseze pacientul? În primul rând, medicului de familie. Pacientul trebuie să se prezinte la medicul de familie și să întrebe unde aș putea să fac o procedură din aceasta mini-invazivă. Al doilea rând, chirurgia vasculară, da, practic, fiind o boală așa de frecventă, cam toate specialitățile pot recomanda, toate specialitățile medicale pot recomanda și da sfatul unui pacient cu boală venoasă cronică. În materialul pe care l-am urmărit, am observat faptul că ați întrebat pacientul, ați pus pacientului mai multe întrebări în legătură cu afecțiunea. Care sunt principalele lucruri pe care le întrebați la un astfel de consult? Pentru că în material am văzut doar o parte din ele. Da, e foarte important să știm istoricul acelui pacient. Sigur. Dacă ambii părinți au boală venoasă cronică, trebuie să ne așteptăm boala să fie destul de severă și atunci noi deja luăm niște măsuri de profilaxie, de a vedea dacă nu cumva este bilaterală, de a preveni pacientul să vină la consultații măcar anual și de a-i face o ecografie de fiecare dată când vine la consultație. Deci, iată, istoricul este foarte important, apoi durata acestei boli, dacă e o durată de ani, de zile, ne așteptăm ca boala să fie severă, pentru că, vedeți, nu e tot ce vedem noi. E afectată microcirculație, vase mici care nu se văd și care sunt modificate și ele la rândul lor nu mai au aceeași tonicitate vasculară, nu mai au valve. Practic, acolo nu putem să acționăm. Trebuie chirurgical, bineînțeles, trebuie un tratament și farmacologic, dar și hemodinamic prin purtarea celui ciorap. Simptomatologie e foarte importantă ca să putem compara înainte de intervenție și după intervenție să vedem dacă calitatea vieții acelui pacient s-a îmbunătățit.
E foarte important ca să avem acest reper, intervenția, și să știm dacă simptomatologia s-a remis. Apoi, bineînțeles, dacă există afecțiuni asociate, și foarte important, dacă a avut tromboze, dacă a avut vreodată piciorul umflat, asta înseamnă că a avut un episod de tromboflebită. De asemenea, în cazul femeilor, am observat că ați întrebat dacă au avut probleme în timpul nașterii, în timpul sarcinii. Da, datorită modificărilor hemodinamice din timpul sarcinii și a ultimului trimestru, se pot produce de cele mai multe ori niște tromboze subclinice, și dacă le identificăm, suntem mai atenți cu ecografia Doppler să urmărim fiecare venă dacă există sechele post-trombotice. Nu am discutat despre aspectul cosmetic, estetic în această problemă. Cât de importantă este cosmetica în acest caz? E la fel de importantă ca și simptomatologia. Eu n-am văzut un pacient, nu mă interesează cum arăt. Pe toată lumea interesează foarte mult cum arată la picioare. Deci, acest tratament mini-invaziv are acest atut de a respecta partea cosmetică. Se fac incizii foarte mici, practic este doar o puncție venoasă de multe ori și se completează cu scleroterapie, practic nu mai sunt incizii, nu mai sunt cicatrici postoperatorii. Apoi, partea de scleroterapie pentru telangiectazii și vene reticulare, pe lângă simptomatologie, de cele mai multe ori, pacienții vin pentru aspectul inestetic. Nu își mai regăsește acel picior pe care îl avea odinioară și atunci trebuie redat cât de cât aspectul inițial, aspectul fără vene dilatate și fără rețeaua aceea vasculară spartă, cum îi spun pacienți. În orice caz, dumneavoastră vorbeați chiar despre stadiul 0 al bolii, atunci când observăm vene dilatate și acea senzație de disconfort. Încă din acel stadiu pacientul ar trebui să meargă la doctor, nu-i așa? Faza de C0 trebuie să pună, adică disimptomatologie, de senzație de durere, de senzație de picioare umflate, senzație de neliniște, de crampe musculare nocturne. Atunci pacientul trebuie să aibă un semnal de alarmă și să prezinte la medic. Și e important să se facă atunci o ecografie, pentru că de multe ori clinic nu vedem nimic, dar ecograful ne arată că există o disfuncționalitate la nivelul sistemului venos. În cazul în care nu avem o circulație a sângelui bună, care sunt sfaturile pe care ar trebui să le respectăm, sfaturi de zi cu zi, astfel încât să ne simțim mai bine, să ne îmbunătățim tot acest sistem? E foarte frumos ce a spus. Majoritatea pacienților când vin și spun am o circulație proastă. Am crezut inițial că este doar o vorbă din aceasta românească a noastră, dar e peste tot în lume, să știți. E valabilă. Am fost și în clinici și în Amsterdam și chiar și aici la congres. Au această senzație că ceva nu merge bine. Și pe bună dreptate spun acest lucru. Recomandarea este, să știți, mișcarea. Mersul pe jos, nimic nu înlocuiește mersul pe jos. De asta se vindecau și ulcere, se vindecau și alte leziuni. Alimentația e foarte importantă și dacă au apărut probleme, compresie elastică. Vine medicina naturistă în ajutorul acestei afecțiuni în vreun fel? Are efecte benefice? Toate medicamentele pentru vene se extrag, să știți, din citric sălbatic, din struguri, din castane. Iată că medicina naturistă ajută foarte mult pacientul cu boala venoasă cronică. Care este tendința? Observați că vin din ce în ce mai mulți pacienți care suferă de această afecțiune? Din păcate, vin de obicei în fazele deja cu o modificarea destul de grave, cu modificarea ale microcirculației și uneori sunt deja sechele pe care noi nu observăm cu ochiul liber, dar știm dinainte că este deja afectată microcirculația. E bine să nu se ajungă în fazele acestea. Sigur. Și să se ajungă la profilaxie,
sau la un tratament, eu știu, mai puțin invaziv. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am discutat cu domnul dr. Toni Feodor, medic primar, chirurgie generală, doctorant în medicină, specializare flebologie. Eu vă aștept și mâine la De Gardă, la aceeași oră, tot aici, la Money Channel, cu noi informații și subiecte din lumea medicală. Nu uitați de mărul de astăzi pe care vi-l recomandăm, asta pentru că un măr pe zi înseamnă sănătate curată. Pe mâine o zi frumoasă vă doresc!